Ziua Națională a României va fi sărbătorită cu mare fast în Lespes. Pe 1 decembrie, în centrul localității, va fi o paradă militară. 32 de militari de la Brigada 15, mecanizată Podul Înalt, vor mărșălui pe stradă, vor răsuna acorduri de fanfară, iar autoritățile locale vor depune coroane de flori la monumentul eroilor de la intersecția celor două drumuri județene. În Lespes am gândit ca pentru 1 decembrie, Ziua Națională, vom avea o paradă militară cu fanfară, cu depunere de coroane. O să invităm și preotul din comună, cred că acolo. O să oferim și o fasole cu ciolan sau vedem noi ce o să fie. Totodată, cei prezenți la manifestări vor primi caserole cu mâncarea tradițională românească, fasole cu cârnați. Aleșii locali vor aduce omagiu celor care și-au dat viața pentru țară și la fiecare monument închinat eroilor din curtea bisericilor din comună. În aceeași zi, pe 1 decembrie, seara se va aprinde iluminatul festiv pe străzile din toate satele din comună. Da, și în aceeași seară, în seara de 1 decembrie, o să dăm drumul și la iluminatul festiv. Iluminat festiv pe care l-am îmbogățit, l-am îmbunătățit anul acesta prin achiziționarea a noi corpuri de iluminat. Iluminat festiv pe care l-am organizat în fiecare an și l-am aranjat în fiecare sat component al comunei. Anul acesta am îmbogățit peste tot și eu zic că o să arate frumos. Dacă nu o să reușim să dăm drumul, să legăm efectiv în ziua de 1 decembrie toate branșamentele din comună, în câteva zile după 1 decembrie va fi totul finalizat, dar de 1 decembrie vrem să dăm drumul la traseile principale. Edilul comunei Ioan Lazăr spune că în acest an magia sărbătorilor de iarnă va fi adusă de peste 150 de corpuri de iluminat, iar o parte dintre ornamente sunt achiziționate de curând.